Odată la 5 ani, Ministerul Transporturilor realizează recensământul circulației rutiere la nivel național, adică sunt numărate toate mașinile care trec într-un anumit interval orar pe drumurile din țară. Și în județul Suceava au fost stabilite 74 de posturi pentru realizarea recensământului. Câte 2 angajați ai societății Drumuri și Poduri S.A. Suceava stau câte 14 ore pe zi și numără mașinile care trec pe drum. Să faci toată țara din 5 în 5 ani, așa am făcut de când eu lucrez la drumuri de 25 de ani. Din 5 în 5 ani se face recensământul ăsta, toată țara. Nu numai și naționali și județenii. Persoanele care se ocupă de recensământ sunt obligate să stea toată ziua într-o cabină din lemn sau din plastic, însă de multe ori se întâmplă ca oamenii să facă recensământul din propriile mașini sau la o masă așezată la marginea drumului. Asta nu îl deranjează pe Vasile Roată, bărbatul care a prins toate recensămintele din ultimii 20 de ani și pe care l-am găsit numărând mașini în satul Chilișeni. Nici de astea nu aveam înainte. Aici mai faci, abia mașină particulară, mai faci dintr-o mașină și din... Da, nu... Asta îi fac, sistem de ploaie. Au avut așa geamuri, dar le-au spart aici, că coptii pe aici s-au mai jucat. Da, e bun, sistem de ploaie, măcar nu ne plouă, o leacă de umbră tot este, da. Mă, asta e condițiile, da, nu e... Ce se face? Dacă la Chilișeni abia trec câteva sute de mașini pe zi, pe drumul care face legătura între Șcheia și Ițcani, într-o singură oră se înregistrează câte 800 de autoturisme, la care se adaugă mașinile de mare tonaj. Acesta este de altfel și cel mai circulat drum din județ. În interval de 14 ore au fost numărate peste 13.000 de mașini care au tranzitat acest drum. Este un drum comunal care are legătura și de centura orașului și de aia este cel mai vreme apost. Autoturismii în jur de 7-800 pe oră. Tiruri ajung la 80, autoritarii iară merg până la 200. Și pentru că au denumărat atât de multe mașini, persoanele desemnate la acest post și-au făcut și o strategie pentru a reuși să facă față avalanșei de autovehicule. Le numărăm și după aia retrecem pe categorii. Că așa dacă trece una mică și tragem răniuță, pe aia le pierdem. Dar așa numărăm câte 15, 20, 25 de astea mici, iar trecem la căsuțele lor. Tirurile astea fiind trec mai rar, ne descurcăm. Mai greu, da. Recensământul auto este realizat la comanda Ministerului Transporturilor, iar datele obținute sunt folosite la stabilirea priorităților pentru lucrările de modernizare sau reparare a drumurilor.